Victima, evident, este astăzi o senzație pe TikTok, nimeni alta decât Miruna Lazea. Intră acum? Da. Nu cred. M-am emoționat. Doamne, intră. Curios despre ce este vorba. Bună, Miruna! Bună. Ce faci, Miruna? Arăți trăsnet ca de fiecare dată? Trebuie, ai venit, ai venit cu telefonul? Bună, Ciucă, îl știi pe Ciucă, nu? Da, Cătălin. Bună, Ciucă, știi pe Miruna? Bineînțeles. Ții telefonul să-ți faci un selfie ceva sau putem să-l punem acolo? Nu știu, nu se fură la noi. El, dar nu se fură la noi. Vezi, mă, te-am văzut pe tine, magi tot. Nu, fata, dar, ține telefonul ăla. Această expresie, am văzut că toată lumea spune, arăți trăsnet. De ce nu poți să zici că arăți tornadă sau vijelie? Stai că nu te auzi, ce ai zis? Am zis de ce trebuie să spui arăți trăsnet și nu tornadă sau vijelie. Sau arăți vijelie deja e. Un vijelie de deja e. Perfect, Miruna, el când vede, ea când vede magicieni, știi cum e, teamă că poți să dispară lucruri. Să știi că îl face foarte multe magii în sensul ăsta. Da, telefonul ăsta nu se dezlipește de mine. N-am văzut în viața mea atâția metri de picioare. Nu știu ce să zic. Bine ai venit alături de noi, Miruna. Ce mai faci? Cum mai merge viața? Ce ai mai făcut în ultima perioadă? Multă muncă, evenimente, drumuri. Cam asta e în perioada asta și mă bucur mult că am putut să ajung și la voi. Îți mulțumim mult, te rog frumos să vii un pic mai în față pentru că să avem și un joc pentru tine imediat. Și apropo, Magi, da, Cătălin, ești un băiat foarte atent. Sunt, da. Pentru că astăzi de mărțișor Mirunei ai făcut cadou un șnur. Știu, știu, astăzi de mărțișor, exact. Da, exact, da. Bravo. Foarte... Miruna, oameni buni, gata, lasă-ne să vorbim cu ea. Miruna Lazea, așa o găsiți pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, peste tot. Corect, Miruna? Da. Simplu. Bravo. Ai venit aici la un joc de vară. Pur și simplu învârți roata asta. La un moment dat ea se oprește, da? Okay. Și trebuie să e o provocare. Pentru că pe TikTok sunt foarte multe provocări. Ne-am gândit să faci provocarea care îți va cădea în plic. Sunt provocări extrem de inedite. Frumoase, nu știm dacă, dar vedem. Noi așa zicem, frumoase, magii tot. Fii atent, hai să vedem. Oricum neașteptate sunt, da? Ok. Bun. Mama, am fost la sală. Am fost la sală. Ok, perfect. Haideți să vedem ce se întâmplă și ce avem aici. Deschidem plicul ăsta, da? Aici e, da? Ok. Care era provocarea? Ia să vedem. Mamă, ce sigilate sunt. Deci nu te dai la o parte. Ce-ți cade, aia faci, da? Sunt plicuri de nuntă, Cătălin, că e sezonul. Mamă. Trebuie să o sunăm pe mama ta. S-o anunț că ești însărcinată și o sun prin telefon, telefonul fiind pe speaker. Deci, ca să știți, ea nu știe că sunt acum aici la emisiune. Ea nu știe că sunt la emisiune, tocmai stai să-l punem pe speaker și o sun. Ar putea să o anunțe pe mama ei că e însărcinată cu tine, de exemplu? Bă, dar poți să taci din gură? Poți să taci un gură, pic? Gura este singurul... Haide, te rog, ia. Fă liniște, vrem să o auzim pe mama. Deci, pur și simplu... Mamă, m-am fost, mi-a fost conte. Și un loc. Te rog, ia un loc. Mamă, pur și simplu, dai că avem mai multe provocări. Mamă, am fost la doctor și sunt însărcinată. Pa. Deci asta abia aștept să văd pe TV cum se vede live. Să văd și eu. Perfect, hai să vedem. Pune pe speaker. Ia. Yeah. Deci direct, ia, e pe speaker. Logică. Nu acum. Și nu râzi. Mai aproape ca să audă. Eu pot să fiu doctor, poți să-mi dai la telefon. Alo. Dar... Alo, mama, ce faci? Apurat. Auzi, mama, am fost acum la doctor și trebuie să zic ceva. Ce? Sunt însărcinată. Da. Pe bune vorbesc. Că de-aia nu te-am mai sunat de câteva zile, că n-am știut cum să zic. Da, Miruna, ești cea mai fericită, dar nu-l pierzi. Păi nu știu ce să fac. Miruna, să nici să nu te gândești. Mama ți-l crește, că am vrut să-mi fac eu copil. Mama ți-l crește. Să nu te gândești. Eu sunt cea mai fericită de pe lume. Pe cuvânt. Tremur de fericire. Te felicit. Sărut mâna, doamnă. Sunt doctorul. Bună ziua. Sărut mâna. Doamnă, să știți că sunt doctorul Măruță de la ProTV și Miruna practic a avut o provocare. Și asta i-a căzut în bilețel aici. Ești fericită degeaba. Dar nu degeaba, că va fi. Dar mi-a plăcut cum ați reacționat. Că v-ați bucurat foarte tare. Ca o mamă adevărată ați reacționat. Da, cum să nu. Vă doriți să deveniți bunică? Vă doriți să deveniți bunică, nu? Siri, stai că vorbesc cu mama lui. Vorbesc cu Siri câteodată. Cu mama Mirunei.
Doamna... Știe că n-am gânduri, sunt nicio formă. Dar nu e de așa ceva. Miruna, Siri, stai un pic. Stai, doamnă, că a început și Siri să vorbească. Stai un pic, Siri. Da, ideea asta era. Bine, mă, hai, revină-ți că vorbim după aia, te sun după aia. Să rămână. Hai, pa, pa, pa. O zi bună, mă bucur că v-am auzit. Să rămână, doamnă, aveți o fată minunată. Mulțumesc frumos. Pa, pa. Vorbesc cu mama Mirunei, Siri. Da, să rămână. Acum cred că plânge puțin de emoții. Băi, oprește-te un pic, Siri, vorbesc cu mama Mirunei. A nebunit Siri. Gata, e ok? Da, hai să mergem la... Gata? Ești liniștită, Siri? Da. Deci mama ar vrea... Cred că mama acum a primit un șoc. Mama ta, că de fapt... Vara. Dar, practic, mama ta e pregătită să te susțină și dacă se întâmplă... Păi e pregătită, dar știe că n-am niciun gând. Nu ai de unde să știi. Nimic. Până... Păi cred că de asta era foarte bucuroasă. Păi, hai să vedem, Miruna. De asta era foarte bucuroasă, pentru că știa că tu nu asta vrei. Asta e de TikTok, la asta o să fac sigur vizualizări. Ok, perfect. Hai, mai departe. Ia să vedem. Opa, opa, opa. No, scuzați-mă, iartă-mă. Scuzați-mă cu inelele mele. Nu, iartă-mă, eram eu cu mâna. Uitați, mă țineam mâna pe... Hai să vedem. Ce provocări. De ce aș dorește să te vadă... Își dorește, dar își dorește degeaba. Hai să vedem ce a căzut aici. Deci pentru fanii mei stați liniștiți că nu e nimic. Ia să vedem. Ia să vedem ce avem pe bilețele aici. Provocări cu Miruna Lazea. Ma. Nu mai așa ceva? Păi și dacă nu am, cum facem? Nu ai? Să aibă fost iubit. Te sunt pe ciucă. E iubitul tău? Nu, am zis așa la... Fostul? Am zis că e de aici, de e prezent. Ciucă ai 2000 de lei de dat? Dacă tot. De ce? Că așa deci e aici. Deci asta nu pot să pun în aplicare. Da. Da? Deci nu? Nu. Fostul iubit? Pe păi ce? N-ai avut odată un iubit? Un prieten atunci, un prieten care a ieșit la o cafea, un prieten. Hai, ce să... Hai, mă! Nu, nu. De ce? Că nu. Nu? Nu. Bine, sunt dar... singură, sunt eu și atât. Păi singură acum, dar e fostul. Nu contează fostul, nefostul. Dacă... Nu am avut. N-ai avut niciodată un iubit? Nu vă pare rău de vine? Astăzi avem alături de noi Magi Tot, pentru prima dată în platou emisiunii. O persoană care am avut în viața ei un iubit. Ceea ce înseamnă că... Te rog, Magi. Ce semn făceai? Da. Am eu un prieten singur, dacă îi vorbești cu el. Ea n-a avut niciodată un iubit. Știi nu? Ce înseamnă asta? Tu n-ai iubit niciodată? Am iubit, dar n-am avut iubit. Păi ai iubit sau n-ai, că nu înțeleg. Nu. Ai iubit, dar n-a avut iubit. Am înțeles. Are sens. Are, hai, are. Mai dăvârte aici. Rămâi aici. Scuze, ideea că trebuie să merg bine, hai că stau. Poate. Stai lângă mine aici, ok? Că să vedem ce mai... Ca să știi, dacă stau lângă tine, nu înseamnă că sunt iubitul tău, adică sunt okay, la cap. Haideți să vedem ce mai avem în provocarea noastră de TikTok. Mai vârți o dată, că ai căzut fix în locul unde ai... Okay. Nu așa. Mai spun o dată pe mama, îi spun că a fost o farsă. Perfect, băi, deci... Dar acum trebuie să spui fost iubit, n-ai văzut... Băi, nene, tot acolo. Păi învârte mai încet. Cred că deja se cam insistă pe... Insistă mai încet, hai. Ar fi tare să sune mama ei acum să spună că e gravidă. Cine? Mama ei. Gata, hai să vedem aici ce a căzut. Câte provocări mai sunt ca să știu. Uite, pe toate? Câte plicuri. Păi da. Încercăm, nu chiar emisiunea toate, dar... durează 4 ore. Că nu avem timp. Trebuie să... N-ai vrut să sun fostul iubit. Iar am de sunat. Dar nu poți să refuzi. Păi poți să dau mărțișorul de la Magi Tot. Treaba ta. E ok, da? Ce-s treaba ta? Dar... Treaba ta. Asta e tot ce se poate. Asta stai, e. Înainte să-l dai jos, poți să-mi suni niște prieteni? Să se uită la emisiune? Nu? Ok, nu mai contează. Cum, nu se uită prietenii tăi oricum din oficiul la emisiune? Ba, se uită, dar frate, mie nu se uită. Haide, asta e aici. Asta era punctul de rezistență, cureaua asta, să știi. Punctul de rezistență, asta e. Ce să facem? Dar, dacă ai acceptat provocările noastre, Miruna... Da, corect. Stai puțin, stai, ajunge. Dă-i drumul. Asta poate să facă el magie, știi? Opa, opa. Opa, opa. Asta ești celebrul cântec, da? Stai puțin. Atenție, doamnelor și domnilor. Au! I-ai dat peste deget cu aia. Cum? I-ai dat peste deget, nu ai văzut că ai rupt. Păi zi mersi că am dat cu asta peste deget. Ce glumițe. Alo, alo, ce faci cu aia? O păstrezi? Nu, pune aici pe masă ca să putem învârte asta, să mai facem o... Am înțeles. Da. Așa. Doamne, Magi, nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Asta mai lipsea să găsească Andraia în mașină, știi ce zic? Nu știu ce, e prea cald afară. Haide, te rog, Miruna. Te-a luat rău, nu? Am mâncat-o. Poți să te duci la IML după emisiune. Se duce la IML după emisiune. Nu, de la Magi Tot.
Ia. Hai să vedem. Aici, da? Clar. Da, că deja am emoții. Băi, ai lovit-o, mă, că nu am te cer scuze, măcar. Îmi cer scuze. Iată, e regulă. Da. Ciucă, pregătește o muzică. Să... Am văzut aici, în plic. Pentru că... Ce scrie? Dansează twerk un minut. Aoleu! Twerk e? Nu știu, dar o să aflu. O să vedem. Nici eu nu știu, asta e provocarea, asta se spune TikTok. Un minut twerk e mult, adică... 30 secunde cred că ajung. Hai. Ia să vedem. Putem Ciucă, ce pui ca să... Păi îți dăm și un video ca să vezi, exact. Când a fost la noi, Simona. Am melodie pregătită. Da, păi nu, dar să dăm și video să vadă. Stai puțin. Că doamna profesoară să vadă video. Hai să vedem. Ce să zic, m-ați nimerit la asta. Hai, ce, ți-a sunat ceasul? Mi-a sunat ceasul, da, e nasoală treaba. Deci tu ai ceas care îți sună? Da, exact. Mi se pare, toți avem un ceas care ne sună, Cătălin. Exact. Dar hai să vedem cum dacă este acest... Dacă o dau în muzică hai. De petrecere, nu. Sper că se înțelege. Nu, dar, no, okay. Dar trebuie să fie twerk, adică aveți și imagini. Nu vrei să pună twerk pe o muzică de petrecere? Să facă twerk pe o muzică? Nu știu, zic nu știu, și eu. Tu astăzi nu știu ce ai pățit. Pur și simplu, efectiv, i-ai rupt la fată mâna. Ia ce faci mâna? E ok, e puțin de aici. E ok, mai are una, Cătălin. Hai, să ai dreptate și tu. Hai, perfect. Cu asta țin bani. Ia să vedem, Miruna Laze, așa o găsiți pe TikTok, așa o găsiți pe Instagram, așa o găsiți pe Facebook și așa o găsiți la evenimente. Miruna Laze ne cântă și, de fapt, a acum nu ne cântă, acum face twerk. Hai, dar haide faci, și tu. Faci tu cum e, te rog frumos. Nu, haide, bagă. Ca să nu mă zic proc. Dă-i, ia, și uite acolo. Așa asta. Trebuie să fac eu acum. Păi stai twerk, asta e, adică ce să facem? E festival de twerk, e sport olimpic la un moment dat. Da, eu sunt talentată cu ale muzicii, nu... Hai, dansează ceva pe piesa asta, trebuie să faci, Miruna, ce-ți facem? Hai! Hai, Miruna! Asta e maximul, cum se poate cu muzica. Hai, perfect, și muzica, hai! Ia să vedem ce știu. Hai. Nu știu! Nu știu, la mine e cu picioarele, nu cu fundul, Cătăline! Haide, Miruna! Ia, mă, restul cum se face? Nu sunt eu, Iosu! Păi nu... Hai să vedem. Asta e tot ce pot să fac, îmi pare rău. Atât s-a putut. Atât s-a făcut. Și nici n-are costumul care îi trebuie. De ce faci? Ai fost mulțumit de dansul meu? Nu, păi din moment ce mănânc e clar că n-am fost mulțumit. Asta nu s-a așteptat. Adică, până mai avem fac... timp de provocare? Până și eu fac turc mai bine. Miruna, ultima. Haideți că la asta am fost pe lângă total. Ultima. Tot gol, încă o dată. Dar nu pot să aleg eu, că trebuie o provocare pentru Miruna de pe... Ia. Aici vedem exact ce provocare are. Ce-și face omul cu mâna. Hai că deja este am zis că vin fără emoții. Manual. Am zis că vin fără emoții, face dar cu mâna acum ei. Deja am emoții mari de tot. N-ai cum să refuzi asta. Stai în plank un minut în timp ce cânti un refren. Ce? Ai jos. În plank. Sănătate, un minut, sănătate. În plenc un minut în timp ce reții când da, refren. Eu nu înțeleg de ce nu vin toți în partea asta, măcar știm un lucru, știi? Adică dar asta n-ar fi rău, că oricum fac tu sală, faci fitness, tot, haide, deci plenc. Bine, ai bun, poziția aia? Plenc, nu mă, plenc e când stai așa pe coate și trebuie să stai un minut. Da. Numai că aia trebuie să cânte, haide. Și pe tocuri? Păi poți să le dai jos, Miruna, poți să le dai jos. Hai, Miruna, te ajutăm și noi, haide, dă tocurile jos. Le mai dau jos? Păi da, da, poți să faci plenc în tocuri? Dacă toți în tocuri... Magi, te bași și tu la plenc? Da, da. Așa. Dar nu cu gura plenc. Nu mai simt prost. Ia, stă-ți așa. Ce faci, Magi? Ce? Mă uit la tine, mă uit în ochii tăi, jur. Mă uit în ochii tăi. Radu? Hai, ne-a băgat toți la plenc. Noi nu cântăm, da? Dar tu trebuie să și cânti în timp ce faci plenc. Bine, cât... Ok. O să aleg un refren foarte scurt, promit, și pentru voi. Păi nu, noi rezistăm. A, da, ești tu așa înaltă? Hai. Plenc. Toată lumea, cât stăm? Ia să vedem. Hai, și trebuie să cânti. Fii atent că fac o strofă. Zi. Focul ce-n inimă am, rău mă frige, nici cu mare sau ocean nu se stinge. Doamne, și ai cu noi doi, ai pus Dunărea între noi, am să fac pot peste ea, să ajung la mândruța, Dunăre. Mai lin cu valurile, vrei barca să-mi o rustoni și te dur să mă omori, Dunăre. Mai jos cu Cătăline! Ești bine, asta cel mai corect cu mâinile depărtate. Să mă omori. Bravo, că vreau să leg o carte, nu? Zi, zi.
Poți? Da, mulțumesc. Bine, mă, Miruna, bine ai venit. Deci, băi, ia uite, mă, bine ai venit, mă. Da, asta zic, știi, așa, asta pe topul și eu am 2 metri. Ok, normal, și aveam 2 metri. Bine, mă, Miruna, acum, practic, să afle oamenii care e realitatea, de fapt. Hai că nu e rău, nu? Nu, nu e rău, da. Deci să vin în topuri să închei misiunea asta de sculță. Nu, rămâi așa de sculță, cum să nu. Mai încercăm o provocare, mai vreau o provocare. Și apoi îți face și magie tot o faci. Știți, face o glumă, da, ceva? Da, mai avem timp pentru o provocare. Știți, face o glumiță, ceva? Poți să zic un banc, dacă vrei. Nu, nu, să-i face cu eu mine, chestia cu hărțile, pac, pac. Da, normal, pac, pac. Vrei? Acum să după provocare. Păi, mai vrei o provocare? Nu știu ce să zic. Tu alegi. Nu, hai să lăsăm pe... Câte minute am, stai puțin să știu. Zi, hai. Hai, mă, deci... poți să faci ceva așa, hai pur și simplu. Hai să stau și aici pe scaun. Uite, stai aici, ia un loc. Așa să revin. Nu știu că n-am cască și n-am ce zice Greta. Păi nu trebuie să auzi ce zice Greta, vin aici așa că făcea așa semne, a, cred că îmi dădea minute, făcea așa asta, să-mi ia minute, ia de aici. Ce magi, iar cu pachetul. Păi, o să fac cum iară, știi? Așa, asta este, asta vreau să o fac la început. Ce faci? Lasă-o, lasă-o să se vadă că este. Mamă, ești nebun, asta e cu metal. Lasă-o, nu faci asta, nu faci asta, trebuie frumos, că mie odată mi-a sărit nasul și mi-am tăiat nasul. Adică nu te joci chestia asta, vorbesc foarte serios. Pentru cei care se uită, adică ce facem noi, ce să-i arăt? Cunoști cărțile de joc? Cât de ok, bun, așa. Câte glume trebuie să fac, să știu cât... Una și apoi faci tu o provocare, okay, să vedem ce scade de pe ea? Da, cum să fac? Jură că faci ce scade de acolo. Ok, nu mă pune să jur, că este totuși e ora 4 și ceva, alege o carte de aici, rog frumos. Dar și-a început toate numele de magie. Ui. Și toți copiii zic, o știu pe asta. Și la un moment dat la un spectacol m-am încurcat și am pierdut cartea copilului. Și când vorbești a zis, uite-te la ea. Magiți. Din păcate nu putem face altceva la ora asta, așa, și fii atentă. Și zice copilul, o știu pe asta. Și fiindcă am pierdut cartea în pachet, am zis, bine că ți-a rătat. Așa, ții minte cartea? Da. Să se vadă și... Da. Era o carte de culoare roșie? Nu. Ok, amestecă, știi să amesteci pachetul? Amestecă-l de 3, amestecă-l un pic acolo. Așa, și număr, zi-mi număr între 1 și 100, între 1 și 52. Asta e cartea ta? Nu este asta, nu? Nu. Ok. Hai. Ai văzut? Așa, ce bun. Haide, Cătălin, să facem, da, o probă și să plec totuși. N-a prea reacționat, adică te-ai setat cine mai mult. Păi după ce asta te întorc un minut, îți dai seama. Plank. Nu. Plank, plank. Perfect, o să facem în felul următor. Minura, ești foarte tare. Pe Miruna Lazea o găsiți, oameni buni, pe Instagram, pe TikTok. O să vină să ne și cânte, da? Vara asta deocamdată se ocupă de evenimente. Facem în felul următor. Treci, măi, aici, mă, băiatule, nu ești de capul tău. Învârte pur și simplu de aici. Și fii atent, vreau să propui... Vreau să-mi promis că exact ce scade aia faci. Măi, imagină ce scade aia faci, da, hai. O să întreb cel public, nu vreți să Cătălin să facă o probă? Nu. Am înțeles. Asta magii tot, da? A căzut aici, magii tot. Nu a căzut la aia, Cătălin. Bata mai aici, deci un blicu... Bine, mai învârte o dată, ok. Acolo a căzut. Lasul, dacă aici a căzut... Mă, învârte, dacă... Nu mai a căzut. A căzut, zi-mi numărul între 1 și 10. Un număr între 1 și 10, zi-mi. Un pic, 10, hai. Ține aici, dă să deschid eu plicul și ai promis că... Indiferent ce scade aici, faci, da? Auză, dacă îi cădea lui să-l sune, să sune pe maică-sa că e însărcinată. Păi stai un pic, că nu știi. O sunam și ziceam să-i însărcinată. Ghicește piesa, îți spunem o piesă și ghicești piesa. Vezi, am avut noroc. Îți mai dau o șansă, putem să facem altceva. Ia, ai o piesă, Ciucă? Hai. Avea. Ia. Să nu pui o piesă de la vreo mașină, ceva, bujie sau mai știu ce. Ia. Care e piesa? Stai puțin. A, are o denumire chestia asta. Stai că începe mai târziu. A, păi de ce nu mi-a căzut și mie asta? Nu e corect. Păi asta este piesa pe care o pun la toate petrecerile. Cum se numește? Două perechi, două ochelari de soare. Ușor, să nu știu așa ceva. Ușor pe de rost, dacă aveam voce eu cântam. Bun, bravo. Mai vrei o dată? Hai să mai facem o dată, ultima, ultima. Haide că avem treabă. Mai avem și alți invitați. Hai, hai. Iartă-mă pe mine. Așa. Păi eu pregătisem, ți-am adus și ceva, ți-am adus ceva. Știu că e moment, trebuie să-ți aduci, să-ți aduci aici toată jucăria. Nu cred că... Incredibil, chiar s-a oprit. Așa, hai, iau-te de acolo. Mai zi-mi număr acum, un număr între 1 și... Zi-mi număr între 4 și 6. 0. Ok, perfect. Așa. Cine știe ce-o fi acum? Acum o să fie ghicește autorul, știi? După ce a fost ghicește piesa... Vreau să-i spun la mulți ani tatălui meu că este ziua lui pe 3 august. Ce scade aici, aia face. Băi, Cătălin, eu nu mă dezbrac aici, te rog frumos că fugi urmea din platou. Așa. Ok. Ce e groasă și eu? Asta era pentru Miruna. Sărută-l pe Ciucă. Ciucă. Rămâi acolo. Iar? Băi. Nu puteți să le în filmare? Te rog. Hai, te rog, okay, vreau să te ții de cuvânt. Miruna, da, poți să mai tragi tot odată. Dar nu știu ce tragi. Arată-i Miruna, te rog. Sărută-l pe Radu Ciucă. Ce? Iartă-mă. Miruna era la un moment dat. Mamă, cât pe aia. Păi n-am văzut. Păi era pentru Miruna, dar el a tras acum, Ciucă. Ce să faci? Haide. Deci, dar nu știu dacă este ok, barbă pe barbă, știi ce zic? Încercați, hai. Haide. Păi, dar nu vrea. Noi nu avem prejudecăți. Păi, se pare că Radu are. Aflăm după atâția ani de emisiune că Radu... A, unde te... Dar vezi că era provocarea lui, nu știu. Ai văzut ce scria pe biletel? Păi asta putea... Băi, Ciucă, trebuia pur și simplu să faci ce ți-a scris aici.
Pleacă de aici. Vino, mă, să te pup pe obraz măcar. Dacă era ziua ta, veneam și spuneam la mulți ani, te pup pe obraz. Vino okay. Aici. Magii, totul are buni, în câteva momente face senzație la noi la emisiune. Bun, Magii, haide, du-te să-ți aduci catrafusele, face magie. Dar cred că o să avem pauză înainte de a veni Magii tot. Nu, du-te așa, adus cartele alea, adu-ți aici, adu-ți ce ai nevoie. Adu-ți culele. Haide, adu-ți repede, vezi că nu ți-a mai rămas nici 10 minute. Rămâi aici la spectacol, e prietenul nostru Magii tot, e un băiat extraordinar. Magii să-mi zici când vrei ca melodie. Haide, Magii tot! Fii atent, face niște magii senzaționale, trebuie să rămâi să vezi despre ce este vorba, da? Ok. Bă, dar mama ta chiar își dorește să stai te vadă... Stai ca melodie, Magii, stai să scot roata, ai mă răbdare! Perfect. Doamne ferește! Haide, Magii tot, nu că nu mai avem timp, haide, repede, repede! Perfect, haide! Păi nu mai avem timp că ți-a sunat ceasul! Ah, corect, stai! Hai! Băi, nu cred! Hai mă, Măgila, haide, repede! Okay. Ai făcut și mizerie! Stii, doamne, deci... Zici că ești copil mic, hai! Da, ce să zic, bine că ești un copil mare, așa? Hai. Ok, te rog, ia, prinde. Bă, nu poți să cred, galben. Bă, ne-a adus pepere galben. Radu Fistic, făcut de mine, nu e cine. Mamă, știe semințe, ce, dar... Mamă, semințe pentru mine, semințe? Fistic. Așa, fistic? Te rog, vin aici. Nu sunt semințe, este fistic. De ce e nu fistic? Ne-ai mai adus și semințe? Semințe, mă, ne-a adus semințe ultima dată. Băi, sămânțarii, sămânțarii, vino unde ești, vino lângă mine. Miruna, du-te lângă el. Poate să ți se schimbe viața, da, mergi desculță. Da, da, vino aici, te rog, repede. E ok să fie desculță? Da, 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 poate să fie. E ok, facem cu... E curată, nu. Așa, ia ăsta, n-ai nicio reacție. Așa, bun. Scrie-mi aici repede un număr din 6 cifre, să-ți deschid cam așa de mari. Cifrele să fie cât mai amestecate, să nu se... Da? Ca să fie ok. Scrie un număr de 6 cifre. Din 6 cifre? Păi, dar cum te uita? Nu contează că o să scriu și eu, da? Deci... Așteptăm. Hai. Să scrie un 2, 3, 4, să-mi spui când începi, da? 5 și 6, a 6-a cifră. Păi pune bune aici scris? Între ele. Nu știu, sau... Așa, băi, trebuie să fie... Mai pune una, Jesus. Așa, mai scrie încă unul, te rog frumos. Încă unul? Da, 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 scrie acolo. Să scrie tot așa, oarecum. Dar trebuie să fie sub. Scrie-le un pic mai... Hai, lasă-le așa acum, da? Hai, scrie, scrie, tai și în gură, scrie acolo, așa. Nu, că n-ai cu cine. N-am zis nimic, oricum. Așa. Și încă ora. Hai. Așa, acum scrie aici, scrie aici, scrie repede, nu știu, 164 de mii, scrie 164. Scrie-le un pic mai mici, fata mea, că n-am 10 pagine, așa, 164, așa. 0, 038, așa. 038. Deci n-ai cu cine, da? 164038? Da, 0, tu mai scrie încă un număr, te rog frumos. Uite cum se grecânează astea, așa. Mai scrie unul mai mic, trebuie să mai scrie încă unul, da? Haide, ai scris? Scrie ea ce vrea? Da, scrie ceva, tot așa, 6 cifre, nu contează. Bun. Mirna, trebuie mai scurt ca... Doamne, doamne. Haide, imediat terminăm, da? Că te simte știrile. Așa, gata. Gata, scrie. Ok, așa. Mamă, și mai scrie aici încă unul, nu mai contează. Unul scris de mine. Scrie 647.000. 647. 647. 6. A făcut la seral liceu. Așa, 647. Așa, da, așa. 215. 215. 215. 5. Trage aici o linie, te rog frumos. Și în acest aude, moment... Aude, cine face momentul? Eu sau tu? Eu. Acum, sincer, momentul faci tu. Așa, bun, iartă-mă. Și în acest moment o să te rogăm, Cătălin, vină aici dacă asistentă, se poate. Asistentă, vină lângă mine. Da, nu înțeleg, mă, ce fie. Fii atent acum. Da. Stai puțin, stai puțin. Așa. Deci tu ai scris ce numere ai vrut, corect, da? Și avem, dacă poți să vii cu camera mobilă un pic mai aproape, băiatul cu camera mobilă, exact. Are, poate să meargă? E așa, bun, așa. Fii atent, mai facem și o să facem în felul următor, stai puțin. Teoretic, așa, mulțumesc foarte mult. Așa, zici că este Dark Vader, uite, din față zici că e Dark Vader, știi? Așa, așa avem... Okay. De ce vrei să faci? Așa, fii atent. Și avem așa, suma este, stai puțin să mă la numere. Exact, da? 2. Deci suma acestor numere este asta. Pam, pam, pam. Stai așa, cred că mai trebuie ăsta. Și trebuie să mă uit o dată la ele. Deci nu înțeleg ce ai făcut. Da, era bine asta. Fii atent. Asta este suma numerelor pe care ea le-a scris acolo. Da? Are cum? 2 milioane. Adică noi dacă adunăm toată chestia... 16.000. 456. Da, deci dacă dar ca să fie, uite așa. Da, 2 milioane. Stai mă că nu le așa, da, mai lipsește un așa, uite asta. Da, deci dacă adunați pe calculator, o să vedeți că suma acestor numere, cine foarte adună? Rapid, este 2.764.56. Păi cum am calculat atât de repede suma? Și praf, păi cine dragul stă să calculeze numerele pe care le-ai scris acolo? Păi, Alina Regie și cu Andrei Dobrogea. Apropo, la mulți ani Andrei, că a fost ziua ta cu 2 luni de zile. E Radu Pruteanu, Regie, Andrei Dobrogea nu e. Lasă-mă cu domnul Pruteanu că așa, bun. Și apropo de domnul Pruteanu, îți mai zic o vorbă.
Bucure, deci Pruteanu, e Radu Pruteanu, da, nu-i okay. Dobrogea. Și Radu Pruteanu și cine avea emisiunea? Ultima, nu mai conta. Bun. Așa. Bun, hai să ne întoarcem înapoi. Băi, n-am făcut nicio magie. Omule, dacă acum, de unde am știut suma atât de repede că ai scris numerele? De... Dar hai că o să facem altfel. Vino lângă mine, te rog frumos, Radu, vino și tu, te rog frumos. De markerul. O să facem, dar n-am spus că fac magie că e vacanță. Fiți atenți, o să facem așa. Așa. O să vă rog să ziceți cu voce tare. Ziceți cu voce tare. Ce scriem aici? 10. Nu, 1050, da? Da. 1050. Plus. Nu, spuneți rezultatul. Plus 2000. Egal? Ziceți. 3050. 3050 plus 30. 3080. Plus 1000. 4080. Și cu 20? 5000. Perfect. Hai să mai facem o dată. Deci, 1050 cu 2000. 2050. Cu 30? 2080. Cu... 3080. Îmi cer, e vina mea că n-au uit 3 case, așa, 3080 cu 1000. 4080. Cu 20, ziceți. 5000. Incredibil. Mai facem o dată, fraților. Îmi cer scuze, Greta, iartă-mă. 1050 cu 2000. 3050. Cu 30. 3080. Cu 1000. 4080. Cu 20. 5000. Băi, fraților, te rog frumos să calculezi 4080 plus 20. Dar de ce nu-i tot mie? Păi se pare că nu știi să faceți un calcul. 4080 cu 20 sunt 3 oameni cărora de 5000. Scrie, te rog frumos, scrie aici 0. Hai să calculăm tot. Te rog frumos, 0. A, 4100. Păi nu, iartă-mă pe mine, iartă-mă pe mine. E 4100. Nu, 4100. Adică? Bine că ești deștept. Păi ce a spus de 3 ori 5000? Cum adică bine că sunt deștept? Bine că sunt deștept și voi sunteți deștept. Hai să nu ne așa, hai să nu ne așa. Da, 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 apropo de manipulați. Așa, nu mai vreau să faci nimic. Da, ok. Dar cei care stau acasă poate să calculeze. Cine calculează povestea asta și cât de asta? Cum? Cât, păi, de asta? Cât am zis acolo că avem cărțile? 2716, 2.716.456. Foarte rapid, da? Ce vrei? Mă grăbești tot timpul, nu am timp de nimic. Dar vreau să vă mai întreb ceva. Vă rog frumos să veniți aici, pentru că imediat mai lasă-mi puțin așa trofă. Nu mă lua cu de-asta, trofă, că mă enervez acum și fac curând. Vă rog frumos să răspundeți cu da sau nu. Știți? Nu? Nu. Dacă vreți să aflați ce scrie pe acest, pe aceste foi, vă rog frumos, dați-i follow. Eu trebuia să fiu numărul ăsta. Da, nu trebuia să fii numărul ăsta. Dar acum ai fost. Așa. Bun, ce facem? Miruna Lazea, oameni buni, așa o căutați pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube.